Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică cod galben, potrivit căreia în intervalul 23-25 iunie 2021 în județul nostru se va înregistra un val de căldură, caniculă și disconfort termic. În această perioadă se vor înregistra în general maxime termice între 33 și 37 de grade, iar local minimele nocturne nu vor coborî sub 20 de grade, nopți tropicale. În acest context, prefectul județului Florin Homorean face câteva recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei. Se recomandă să evităm deplasările în timpul zilei, să le efectuăm pe cât posibil dimineața dacă nu pot fi amânate. Nu trebuie să lăsăm copiii sau animalele domestice nesupravegheate în mașină, astfel încât să prevenim producerea unor evenimente nefericite. De asemenea, trebuie să apelăm la sprijinul pus la dispoziție de către autorități în această perioadă. Vom avea la nivelul județului 15 puncte de prim ajutor în care vom acorda, autoritățile locale vor acorda apă și prim ajutor pentru persoanele care se deplasează pe stradă și nu se simt bine din cauza căldurii și temperaturilor ridicate. Deci este foarte important de asemenea, în situația în care avem rude sau prieteni sau vecini care se află într-o stare suferindă, sunt în vârstă, nu se pot deplasa, să mergem acasă la dumnealor să le verificăm starea de sănătate și să le acordăm ajutorul de care au nevoie, fie că vorbim de a le aduce apă, fie că vorbim de a le aduce alimente. De asemenea, doctorul Antoaneta Bucur recomandă să mâncați fructe și legume, pepene, prune, roșii sau iaurt, echivalentul unui pahar cu apă. Mâncați echilibrat și variat, insistând pe produsele cu valoare calorică mică. Evitați băuturile ce conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare. Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală. Nu consumați alcool, inclusiv bere. Vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei. În această perioadă, cu temperaturi destul de ridicate, ar fi bine să evităm expunerea în intervalul orar 11-18, să evităm deplasările pe cât de mult se poate. Dacă nu se poate și tot va trebui să ieșim, trebuie purtate pălării de soare, haine lejere și ample din fibre naturale și cât mai răcoroase, nu mulate, nu închise la culoare. Trebuie evitat consumul de alcool în această perioadă pentru că duce la deshidratare. Trebuie evitat consumul de cafea, ceai, băuturi cu foarte mult zahăr, cum ar fi Coca-Cola sau băuturile carbogazoase. Trebuie să consumăm cât mai multe fructe proaspete, legume proaspete, cât de mult putem noi pe zi. Trebuie să facem dușuri călduțe, 3-4 pe zi. Și să evităm activitățile care duc la munca în exterior, cum este grădinăritul, alergatul sau alte activități care se desfășoare în aer liber, în perioada 11-18. În special, bătrânii și copiii ar trebui să respecte aceste indicații, cât și persoanele care au alte afectări, cum sunt cardiovasculare, respiratorii. Trebuie cât de mult să evităm expunerea la soare. Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră. Creați un ambient care să nu supra-solicite capacitatea de adaptare a organismului. Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente. Pentru ameliorarea condițiilor, la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmul activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și se vor alterna perioadele de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.